În punctul de trecere a frontierei, Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră un cetățean ucrainean în vârstă de 47 de ani, conducând un microbuz. Din primele verificări s-a constatat faptul că acesta transportă în compartimentul de marfă al mașinii, alături de bagaje, mai multe piese aparținând unor autoturisme. Mai mult, existând suspiciuni cu privire la marfa transportată, s-au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, rezultând faptul că acele componente aparțineau unor autoturisme care figurau ca bunuri căutate pentru confiscare, alertele fiind introduse de către autoritățile din Olanda și Germania. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar piesele autoturismelor au fost ridicate.